Am avut plăcerea în urmă cu ceva timp să vă prezentăm placa de bază Z270 Gaming Pro Carbon a producătorului MSI. O placă de bază ce, din punct de vedere vizual, arată extrem de bine, dar ce stă bine și la capitolul dotări. În urmă cu doar câteva zile am primit același model, Gaming Pro Carbon, dar de această dată model destinat procesoarelor AMD Ryzen. Salut! Eu sunt Madalin, iar această videoprezentare este dedicată plăcii de bază X370 Gaming Pro Carbon, produsă sub brandul MSI. Din punct de vedere al designului, cele două modele de care aminteam în introducere, Z270 și X370, sunt identice. Ce diferă? Ei bine, odată platforma, pentru care este dedicat fiecare model în parte, și în al doilea rând, caracteristicile. Dar până în momentul în care o să vorbim de acestea, haideți să vedem ce accesorii au inclus cei de la MSI în pachetul produsului nostru. Pe lângă placa de bază, avem un manual de utilizare, CD cu drivere și software proprietare MSI, două cabluri SATA, un bridge SLI, IO Shield și un cablu split pentru cei ce vor să dea o pată de culoare în sistemele lor prin intermediul bentițelor cu LED-uri RGB. Vă recomand ca după instalarea sistemului de operare să nu folosiți driverele din pachetul produsului, ci pe cele updatate la zi disponibile pe site-ul producătorului. Linkul este în descrierea acestui clip. După ce am văzut ce conține pachetul produsului nostru, haideți să vorbim un pic și despre dotările MSI X370 Gaming Pro Carbon. Aceasta dispune de 3 sloturi PCI Express, pe care puteți monta 2 plăci video în SLI sau 3 în Crossfire X, și 3 PCI Express ori 1, pe care puteți monta TV tanere, plăci de rețea sau soluții audio mai bune din punct de vedere acustic. Dacă tot am atins acest capitol, adică audio, în partea inferioară stângă se află soluția audio Audio Boost 4 cu suport software din partea Anahimic și hardware de la Realtek. Sunetul redat este unul superb din toate punctele de vedere, dând pe alocuri impresia că în sistem se află o placă de sunet dedicată. Placa noastră de bază mai este dotată și cu două sloturi M2 destinate SSD-urilor NVMe, cu o lungime de până la 110 mm. Partea cea mai interesantă din acest punct de vedere este dată de primul slot, ce are în componența sa un shield cu thermal pad menit să reducă din temperatura SSD-ului, făcându-l să ruleze la capacitatea sa maximă în condiții optime. Pe lângă toate aceste caracteristici menționate, pe model ce se derulează în fața voastră puteți monta până la 6 unități de stocare prin intermediul celor 6 porturi SATA 3, până la 64 GB memorie DDR4, a cărui frecvență poate ajunge până la 3200 MHz în OC mode, iar în cazul în care carcasa voastră are în componență 4 porturi USB 3.0, le puteți conecta prin intermediul celor 2 headere disponibile în zona porturilor SATA. Pentru o listă completă cu procesoarele compatibile cu acest model, am să vă rog să accesați linkul din descrierea acestui clip. Înainte de a pune punct acestei videoprezentări, ne-au mai rămas două aspecte despre care am dorit să vorbim și să aruncăm o privire în BIOS-ul modelului X370 Gaming Pro Carbon. Primul ar fi panoul I/O, unde avem un port combo PS2, 7 porturi USB, din care 2 versiune 2.0, 4 versiune 3.1 generația 1, 1 versiune 3.1 generația a 2 tip A și 1 versiune 3.1 generația a 2 tip C. Tot aici mai avem un port DVI-D, un port HDMI, portul Gigabit LAN ce are la bază controllerul Intel i211AT și, nu în ultimul rând, porturile pentru sistemul audio. Iar al doilea, evident, nu putea lipsi sistemul de iluminare tip RGB. Acesta este disponibil pe aproape întreaga suprafață a plăcii de bază și poate fi controlat prin intermediul softului proprietar MSI Gaming App.
despre X370 Gaming Pro Carbon de la MSI, este o placă de bază ce dispune de toate caracteristicile pe care și le poate dori orice utilizator, indiferent că este el normal sau avansat. Are un design plăcut și nu în ultimul rând această iluminare RGB, ci este în continuare un trend care are tendința să stea și să aducă o pată de culoare sistemelor noastre sau ale voastre de gaming. Aici punem punct prezentării video a plăcii de bază MSI X370 Gaming Pro Carbon, ce este disponibilă în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.